el a impuzat o energie care lipsea familiei regale, trebuie să recunoaștem, și a obținut foarte mult pentru familia regală și în plan material și politic și simbolic. În același timp a și pierdut, sigur că dacă nu toată lumea îl vede ca pe un exponent autentic al dinastiei, și amestecul în politica curentă iarăși nu a făcut bine. Deci ar fi trebuit ca monarhia să-și păstreze o anume altitudine, cum să spun, în raport, sigur, cu Ion Iliescu, dar și cu alții, până la urmă cu toți. A fost cam în ultimii ani cam mult amestec cu politica și, eu știu, chiar cu anume parte a aspectului politic în raport cu altul. Deci toate astea nu au avut cum să facă bine. Nu, aș spune că monarhia în ultimii ani a câștigat multe puncte, dar a și pierdut în unele privințe, și rămâne întrebarea ce se va întâmpla după regele Mihai.